Eu sunt la modul, ca să înțelegeți de ce sunt eu cu bani. Eu dacă îmi iau cartofi prăjiți, că sunt foarte zgârcit cu chestia asta, îmi plac cartofii prăjiți. Când ies în orașul nării, îmi iau cartofi prăjiți. Și mi se întâmplă să-mi cade, să-mi cade un cartof prăjit pe jos. Nu mai poți mănânci cartoful ăla de pe jos, că e tot cancerul și ebola din lume pe el. Erau pe jos și așteptau un cartof de la tine, o clipă de neatenție. Dar am plătit cartoful. E muncit. E din banii de la stand-up, din seara asta e cartoful. Gluma asta pe care vă zic acum e cartoful. Dar nu mai lasă creierul. Dacă iau de pe jos, nu se mai îndoaie mâna. Încerc și nu mai merge fizic. N-am cum să... Așa că ce fac este, iau de pe jos și îl bag pe drept și las cartof, ca să nu mai știu care e. Am zero cartofi. Și ebola. Stau cu fata asta acum și ne-am certat. Nu prea ne certăm. Când stai cu cineva la început, te aștepți. Ce s-a întâmplat? Fac o introducere un pic. Eu am senzația despre mine că sunt încă copil. Eu n-arăta adult și atunci când mă uit în oglindă, nu n-aia din baie, n-aia din baie, văd părul, doar. Dar că-s mic, deci e aceeași glumă, tot spectacolul, e singură glumă. Dar mă duc pe hol, am o glumă mai mare și mă uit acolo în ea. Mi-a găsat un prieten. Și mă duc pe hol și mă văd pe ea. Că-s mic, că nu ajung să plac cu el. Nu pot să mă opresc. Și mă uit și văd un copil în oglindă. Ceea ce are dezavantaje, de exemplu, din totdeauna am avut probleme cu fetele, că mi-e foarte greu să mă duc. Eu nu pot să mă duc în club să le agăț cu o atitudine de bărbat. Că nu pot să mă duc. Hey, am privirea m-am de la depărtare. Pot să mă uit. Faci un pic în buze. Dar după aia nu iese nimic. Îmi place Nescuic, îmi place mie. Asta este la mine. Foarte puține cluburi care găsești Nescuic. Foarte puține. Când eram mai mic, eram prost. Când eram mic, eram foarte prost. Am depășit condiția, evident. Nu mai sunt deloc mic. Dar când eram mic, eram prost. Eram la nivelul la care nu puteam să mă joc cu ceilalți copii. Pentru că eu nu înțelegeam ce jocuri să joacă ei. Mi s-a întâmplat la un moment dat, eram pe afară, aveam un prieten, jucam cu niște pețe. Și m-a fost mai mic, ne făceam noi că ne batem. Și mi-a zis că mai cam cu așa, că o să-i scoți ochii copilului și am zis, lasă, vezi tu treaba ta, nu scot niciun ochi. Și s-a dovedit că am avut dreptate, pentru că nu numai că nu l-am scos, bai l-am băgat mai bine în omul. Dar eu nu puteam să mă joc cu ceilalți copii, pentru că eu, în prostia mea, eu nu înțelesesem jocurile, acolo era problema. Ei erau binevoitori, ar fi vrut să mă accepte în grupul lor, dar eu mă jucam greșit. Eu eram ăla care mă jucam greșit. Că dacă ne adunam toți și eram, ce jucăm? Fazan. Și eram, încep eu. Bine. Începe Toma. Fazan! Asta jucăm. Restaurant atunci! Trebuie să numeri în cap. 1, 2, 3, 4. Și jocul pe care îl stricam cel mai des, îmi aduc aminte că ne adunam și jucam și era pentru că era cel mai greu de înțeles pentru mine. Era telefonul fără fir. Probabil că ați jucat când erați mai mici cu toții, am avut, la un moment dat am spus gluma asta, am încercat să, hei, telefonul fără fir, și erau că, da, avem toți telefonul fără fir, asta avem toți. Dar era un joc în care, chiar nu aveam telefonul fără fir, pe vremea când era jocul. Și în capul meu, scopul telefonului fără fir era comunicarea. Eu asta înțelesesem, că se vorbea la unul, șoptea la ureche și la întoptea la ureche și scopul era să ajungă la final ce a fost la început. Eu mă supăram dacă n-a ajuns altceva. Toată lumea se amuza. Primul zicea camion, auzea camion, veteriță. Și la sfârșit ajungea masă. Și primul ce a zis, camion, și ultimul, masă. Și în joc reușit, de telefonul fără fir. Cum au fost diferite, alte silabe, alte cipe, cu altă literă, excelent. Și eu eram, cine pula mea greșit, că n-am fost, trebuia să fie camion ăla, ține bunim. Că nu înțelesesem, asta era, era un telefon handicapat de lipsa firului, asta era jocul.
Și încercam să fac, dar eu, pentru că nu înțelegea nimeni dilema mea, eu încercam eu să repar jocul. Eu dacă văzeam camion, eu trebuia să mă fac foarte clar înțeles de după mine. Era camion și mai departe, camion! Camion! E ca o mașină mai mare, cu au remorci, cu grâne, cu petrol, merg pe autostradă, de autostrații, vorbesc între ei, zic, oameni, grad, burtoși, mai eu, cum presa oameni, femei, goale, geam, camion. Și era beberiță. M-a auzit toată lumea, mai și mai... Eu eram singurul copil la care ceilalți copii strigau, mama lui Toma! Să rămână. Toma poate să vină sus, vă rugăm? Și în afară de mine, care jucam, cum jucam, corect, zic eu, în continuare susțin, telefonul fără fir, și ceilalți copii care sărăci încercau să facă ceva. Jucam totdeauna cu un tip Andrei, care era foarte, foarte vulgar, Andrei, de fel. Andrei, dacă auzea camion, mai departe zicea să-mi dau drumul pe fața ta. Asta m-a amuzat pe el. Nu știu eu și de jucam cu Andrei, că avea 37 de ani Andrei, da? Zicea că îi plac copii. Și am jucat dată un telefonul fără fir în care i-am nimerit să fiu după Andrei și înainte de Raluca. Care Raluca... Doamne Dumnezeu! Raluca era un înger pe pământ. Nu mai văzusem niciodată o fată atât de minunată cum era Raluca. Era... O visam noaptea, îmi imaginam, dacă așa aș fi, Doamne, nu vorbisem niciodată cu ea, că nu aveam curaj să-i spun nimic, eram căcat tot pe mine, literalmente. Când vedeam că intră pe alee la 200 de metri, cădeam pe jos cu spume, la că n-aveam ce să vin. Dar aveam fantezia, noaptea stăteam și mă gândeam, mamă, cum ar fi să vorbesc cu, să ne ținem de mână, asta era ceva. Și ce aș putea să-i zic primele cuvinte, că sunt importante totuși, n-am vorbit niciodată cu ea, aș vrea să-i spun ceva minunat. Vată de zahăr, primăvară, ursulețe de pluș, Bitcoin, nu știu ce fac. Ceva frumos. Și a venit camionul la Andrei, Andrei s-a întors la mine și a zis să-mi dau drumul cu ochii tăi de muist prost cu măta. Și m-am întors la Raluca. Fata visurilor mele, îngerul pe pământ care era la Luca. Și primele mele cuvinte către Luca au fost... Să-mi dau drumul pe ochii tăi de muistă poastă cu măta, pe globii tăi oculari, în umoarea ta sticloasă, fac masturizează spermă de târpă nerocită ce ești pe camea, tot timpul la mea de... Și reacția ei a fost feferită. Oameni buni, eu am fost Toma, vă mulțumesc foarte tare că m-ați ascultat.